Autoritățile se pregătesc pentru iarnă și au activat deja comandamentele care se vor ocupa cu situațiile de urgență și cu acțiunile de dezăpezire din județ. Toți primarii au fost chemați deja joi la ședința Comitetului Județean de Urgență, condus de prefectul Vlad Angheluță. Intervențiile se va activa după ordinea de urgență stabilită de administratul drumului, împreună cu cei de la ISU. Pentru punerea verbe a drumului, în etapa premergătoare, am făcut lucrări de reparații pe cămânțe asfaltice de portare, am avut material de fransoare în drumul pe drumul. Calitatea totală de material necesar pentru primarea de iarnă și a primit ore de vizit cu 1050 tone sare, material și va fi depozitat în amestec, la care de asumă, sau în bazele de dezăpezire. În prezent, avem un stoc de 1026 de tone de vizit și 66 de tone de sare, din necesar până la 32.230 tone de vizit, 335 tone de sare, asta reprezentând 58% la risic, 50% la sare. Este o situație foarte bună. În total, ca utilaje grose, sunt 227. Dotarea s-a îmbunătățit. Sunt 3 autopreze, 15 autogredere, 36 de tractoare, un buldozer, 11 încărcătoare, 21 de autobasculante, 50 de lame, 4 grădere semicurtate, 8 răspânditoare pentru auto, 7 unimoguri și 59 de bunduri excavatoare, precum și 12 remorci ca utilaje proprii ale localităților. Și mai sunt încheiate 33 de contracte prin care se mai asigură prin următoarele utilaje: o autofreză, 18 autogredere, 29 de tractoare, 2 buldozere, 15 încărcătoare, 46 de autobasculante, 30 de lame pentru auto, 4 grădere semicurtate, 10 răspânditoare pentru auto, 41 de bunduri excavatoare, 6 unimoguri și 4 remorci, în total de 206 utilaje. Cu aceste forțe, dacă ne coordonăm, dacă avem un schimb de informații foarte bun, nu se poate să nu asigurăm o foarte bună gestionare a situațiilor de urgență specifice iernii. Insist foarte mult pe lucru în echipă, pe schimbul intens de informații, atunci când situația o cere. Primarii comunelor, deja mulți dintre dumneavoastră sunteți la corect cu reglementările în vigoare, pentru că ați și participat în ultima perioadă la acele cursuri organizate la ISU Neamț. Un succes, spun eu, pentru că în acest mod deja am unificat comunicarea între ISU Neamț și dumneavoastră care reprezentat la Comitetul Local de Situații de Urgență. Și insist foarte mult și pe permanența la primărie de la Roca din sus, lucru pe care ați observat că îl controlăm împreună cu Inspectoratul de Situații de Urgență și nu voi ezita să fac publice aceste carențe, dacă ele mai apar, și să le sancționez prompt.